Hello, mai sunt Andrei, iar azi o să vă prezint câteva tweak-uri care mie mi-au atras atenția pe iOS 9. Sunt Andrei, iar azi o să vă prezint câteva tweak-uri care mie mi-au atras atenția pe iOS 9. În episodul precedent v-am arătat cum se făcea jailbreak pe iOS 9, iar acum vă învăț cum să profitați de acest jailbreak și să aveți strictul necesar. Un tweak care mi se pare mie foarte interesant se numește Anchor și îți permite să îți aranjezi aplicațiile în pagina ta de home screen așa cum dorești, adică poți să lași spații libere între aplicații. Al doilea tweak se numește Rich App. Această aplicație îți permite să ai modul split screen de la iPad Air, iPad Pro, cele cu acel mod split screen, inclusiv pe iPhone și pe toate iPad-urile care nu suportă acest feature. În al treilea tweak este Reveal Menu, care practic îți permite să accesezi 3D Touch pe orice dispozitiv iOS doar la o apăsare mai lungă, nu la o apăsare mai grea. Un alt tweak se numește Safari Downloader Plus. Acest tweak îți permite să descarci fișierele din Safari ca pe orice alt dispozitiv normal care are Android sau Windows, iar împreună cu iFile, un alt tweak care se descarcă tot din Cydia, acela este File Managerul. Poți accesa orice descărcare când vrei tu. Cu Speed Intensifier îți accelerezi animațiile care îți îngreunează iOS-ul și într-adevăr ele sunt acolo cu un anumit motiv, ca să nu se cunoască anumite sacadări. Atenție, nu vă faceți upgrade la iOS 9.1 pentru că încă nu a apărut Cydia pe acest soft. Enable Live Photos merge mână-mână cu Reveal Menu și după cum îi spune și numele, îți permite să ai Live Photos. Spotify UM îți permite să ai feature-urile premium de la Spotify în afară de cel cu offline download. Cam asta a fost, până data viitoare nu uitați să lăsați un like, un share, să dați un comment și să vă abonați. Eu am fost Andrei și vă zic la revedere!